Executivului are în aceste momente întâlniri cu colaboratorii săi și evident se duc discuții în continuare de natură politică în condițiile în care Sorin Grindeanu își caută aliați în propriul partid, în primul rând la nivelul parlamentarilor PSD, astfel încât această moțiune să nu treacă și urmează ca și în ultimele zile întâlniri și discuții și cu reprezentanții ai UDMR, dar și cu cei ai ALDE din coaliția de guvernământ. În momentul de față se numără voturi, se scad voturi, evident fiecare tabără încearcă să știe cât se poate de clar, pe ce număr de voturi se bazează. Dacă Sorin Grindeanu încearcă să rămână aici la Palatul Victoria și să continue cu echipa actuală în ciuda celor două demisii pe care le-a trimis la Palatul Cotroceni, evident tabăra PSD încearcă să-l schimbe din această poziție prin intermediul moțiunii de cenzură, o moțiune de cenzură care a ajuns la rândul ei să fie controversată ca și procedură. Dacă cei din apropierea lui Sorin Grindeanu se simt că în momentul de față ea nu a fost comunicată guvernului, nu a fost depusă la registratură, având în vedere că este închisă și este duminică, nu se lucrează, nu există program cu publicul. Cei din tabăra cealaltă susțin că sunt doar o serie de chichițe și ele nu sunt valabile, sunt doar interpretări pe care le fac cei apropiați lui Sorin Grindeanu, menționând că n-ar trebui să fie trimisă această moțiune la guvern, ci doar să fie să comunice executivului atunci când aceasta va fi dezbătută. Prin urmare, se interpretează procedurile la nivel parlamentar, fiecare încearcă să își mențină punctul de vedere în fața opiniei publice. Vom vedea ce se va întâmpla. Din câte știm, premierul nu va merge la Palatul Parlamentului în ciuda faptului că PSD-ul va merge mai departe cu această procedură. Vom vedea și ce susținători ai șeful executivului vin aici în orele următoare la Palatul Victoria și evident revenim cu detalii.